Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și să aveți starea mereu de binecuvântați. Știți, noi oamenii alergăm după binecuvântări, dar eu îmi doresc ca să fiți tot timpul binecuvântați. Pentru că cine e binecuvântat tot timpul, va primi toate binecuvântările. Dumnezeu să vă crească aripi anul ăsta. Am fost marți de dimineață la mine la liceu și când am intrat pe ușă, secretarele aveau să-mi dea ceva și eu cum am intrat pe ușă, le-am spus la mulți ani și vă doresc ca anul ăsta Dumnezeu să vă crească aripi. Și una dintre secretare zice, păi și ce să facem cu elenicule? Să zburați. Păi zice, cum adică să zburăm? Păi da, Dumnezeu oamenilor ne-a dat picioare și mergem cu picioarele astea și ne deplasăm. Dar la un moment dat avem greutăți și greutățile sunt când munții. Și Dumnezeu ne-a mai dat și aripi și atunci putem să zburăm peste ei. Și zic, aveți nevoie de aripi ca să puteți să zburați peste toate încercările din 2018, din 2019 și peste toate încercările din viață. Și același lucru vă doresc și vouă. Și acum le spuneam, dar zic, știți care este problema? Ați văzut că și fluturii au aripi și zboară și la un moment dat când vine o furtună puternică, fluturii ar putea să fie dați dintr-o parte în alta și distruși. Deci zic, știți ce fac când e furtună puternică fluturii? Își deschide aripile și plutesc prin furtună. Că oamenii care au aripi poate să plutească prin furtună. Și îmi doresc ca anul ăsta lucrul ăsta să faceți, să vă crească aripile mai mult. Deja le aveți, să vă mai crească ceva fulgi peste ele. Amin? Bun. Haideți să ne ridicăm în picioare și în dimineața asta o să vă citesc câteva versete din 1 Samuel, din capitolul 14 și cuvântul Domnului spune așa. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele, vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodiu din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui Cabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile pe care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor era un mic pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțeț și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la miază noapte față în față cu Migmaș și celălalt la miază zi față în față cu Gibea. Ionatan a zis tânărului care purta armele, vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejuri. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr, printr-un mic număr, ca și printr-un număr mare. Cel ce îi ducea armele i-a răspuns, fă ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău, iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Amin. Haideți să ocupăm locurile și am dorit ca Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața asta, cum o face de fiecare dată. Spunea o întâmplare care am citit-o mai de mult pe internet că o cutie cu creioane colorate era un creion, în cutie un creion alb. Și creionul acesta era foarte supărat pentru că în fiecare zi un copil venea și scotea creioanele din cutie și desena cu ele și cu el niciodată. A încercat odată să facă ceva și nu i-a convenit, după care l-a aruncat. Și era supărat pentru că era nefolosit. Folosea galbenul pentru soare, albastru pentru oceane, roșu, verdele pentru ierburi și creionul alb niciodată. Dar într-o zi a venit copilul și a scos din nou creionul din cutie și așa s-a bucurat, chiar s-a emoționat că nu fusese atins de mult. L-a scos și a luat o foaie care era colorată și prima dată a făcut un fulg de zăpadă, după care a făcut un om de zăpadă. Și așa creionul începe și el să scrie și s-a bucurat. Și a fost ziua în care a fost și el. Îi sosise vremea ca să scrie. Îi sosise vremea ca să facă ceva. Și tocmai asta vreau ca să învățăm în dimineața aceasta, pentru că noi de aceea ne-am strâns aici. A sosit timpul ca să scriem povești și povești interesante. A sosit timpul ca acum, în 2019, la începutul anului, vă văd că sunteți atât de mulți tineri aici, ca voi să duceți mai departe poveștile lui Hristos și mai profundă că le-ați făcut-o și să scrieți povești frumoase. Vedeți? Oamenii, aș putea să spun că sunt la fel ca și creanele. Și oamenii scriu povești și oamenii trebuie să scrie povești pentru Dumnezeu.
Că vreau să vă spun cu toată responsabilitatea în dimineața asta, că eu și voi am fost creați de Dumnezeu ca să scriem povești pentru El. Amin? Am fost creați ca să scriem istoria lui Dumnezeu. Scopul vieții mele nu este ca să-mi fac nu știu ce case, să umblu cu SUV-uri. Scopul vieții mele nu este ca să avansez, să fac o carieră și să conduc nu știu ce firme la nivel de anvergură, să zicem, internațională. Scopul vieții mele nu este ca să-mi umplu diploma cu pereții cu tot felul de diplome. Scopul vieții mele nu este să am conturile pline de euroi, vorba unor glumeți, nici să-mi fac vacanțe prin Pago, pago, scopul vieții mele și al vostru este să scriem povestea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă ajute la asta, că de asta ați venit aici, că de-aia venim aici, că noi continuăm povestea lui Dumnezeu mai departe scrisă. Așa cum creionul nu poate să stea, să zicem, în cutie, așa nici eu și nici voi nu putem ca să stăm fără ca să facem nimic, fără ca să lăsăm o urmă. Când m-am uitat la un moment dat când am predicat despre creioane, că eu nu despre ele predic în dimineața asta, dar când am intrat pe internet să mă uit despre creioane, să caut niște informații, am văzut că cele mai multe informații sunt unii cu creionul în gură care fac dicție. Apoi am văzut că și scopul creionului nu este să facă dicție. Scopul creionului nu este nici să te scarpini în urechi și nici atât să îl bagi altuia în ochi sau pe la spate, cum mai fac copiii pe la școală. Scopul creionului este ca să scrie o poveste. Dar scopul creionului, adică al vieții noastre, este ca să scriem o poveste, dar fiți atenți, dar o poveste în mâna lui Dumnezeu. Pentru că fie că vreți, fie că nu veți, nu știu, aceea media de vârstă este foarte mică la voi, nu știu câți ani aveți, dar nu contează. Fie că aveți 30 de ani sau 40 sau 50, până acum voi ați scris povești, dar problema este pentru cine? Dar problema în mâna cui ați fost? Dar problema în mâna cui scrii poveste, inclusiv în momentul acesta? Cine te folosește? Că de scris scrii, că de lăsat dâră dași, că nu există nimeni care să nu fă lăsa nicio dâră sau niciun impact în lume. Dar problema este pentru cine? Și acum haideți să vă pun o întrebare simplă. Ce credeți dumneavoastră dacă ieșim acum în piața Crângaș și acolo sunt o mulțime de oameni? Unii care mai beau, unele femei care se ocupă cu moravuri ușoare, poate alții sunt directori, poate alții sunt patroni de firme, oricine de acolo și vadmanul de la tramvaiul 41, oricine, și aia care vând, și femeile care vând, să zicem, tichete la metrou, dacă o mai fi, că nu mai știu lucrul ăsta, ce ziceți? Au în spate o poveste. Orice bețiv, orice om care stă prin șanțuri, are în spate o poveste. Are o poveste, dar problema este pentru cine a scris poveste. Dar problema este până în ziua asta, până astăzi, în 13 ianuarie 2019, așa îmi pun eu problema și așa nu punem fiecare dintre noi. Eu, tu, pentru cine am scris poveste? Haideți să ne întoarcem puțin la textul acesta citit și să vedeți aici că am ales în dimineața asta un om care a scris o poveste, una dintre cele mai frumoase povesti de pe paginile Scripturii și din nefericire vă zic sincer, nu prea am auzit predicându-se despre el. De câte ori am auzit predicându-se despre Ionatan, întotdeauna a fost la pachet cu David. Foarte rar. Când am intrat acum pe YouTube să caut niște informații după Ionatan, mi apare Ionatan un manelist, unul care cântă. E plin YouTube-ul de Ionatan. Ăla, cine-o fi ăla, nu știu că nici nu l-am ascultat. Dar despre Ionatanul ăsta din Biblie se vorbește destul de puțin. Și acum, haideți să vedem un lucru acum. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat am citit aici în Biblie că a fost un război, o răzmeliță și Dumnezeu a fost regele, Dumnezeu a ales pe Saul, regele Israelului. L-a ales sau nu l-a ales? Ce ziceți dumneavoastră, trebuia să scrie Saul o poveste? Pentru cine trebuia să scrie poveste? Pentru Dumnezeu. Și acum, dacă stăm să ne uităm atent, povestea pe care a scris-o Saul este povestea lui Dumnezeu? Așa trebuia să fie? Nu. El, deși Dumnezeu l-a ales ca să fie un creion pentru el să scrie o poveste, povestea lui este anapoda. Dar Dumnezeu ne arată pe paginile Scripturii, pentru că fusese inițial, fusese ales, să zicem, acest Saul, după aceea ne arată totuși că din Saul iese unul Ionatan, unul dintre trei băieți ai lui, care scrie o poveste și o poveste frumoasă pentru Dumnezeu. Și știți ce m-a uimit? Nici un cuvânt greșit despre Ionatan în toată Biblia. Dacă citiți povestea lui Ionatan și vă provoc să o citiți mai multe capitole, am stat 4 ore ca să tot citesc și să tot, adică să-i caut povestea lui Ionatan, n-am găsit nicăieri că Dumnezeu spune că Ionatan ar fi făcut vreo greșeală. Acum, nu numai că este prototipul Domnului Isus, dar ați auzit ce v-am spus? Dacă Dumnezeu nu l-a menajat pe Avram și ne spune că Avram la un moment dat și-a vândut nevastă, dacă Dumnezeu nu l-a menajat pe David și ne spune că marele rege de David, care a avut cea mai mare împărăție, într-o zi a curvit
vorbit cu o femeie. Dacă Dumnezeu nu l-a amenajat pe Petru și a spus Petru a fost un trădător în noaptea aia la foc, dacă Dumnezeu n-a amenajat pe nimeni din Biblie, da, dintre personajele care l-a folosit, Dumnezeu nu spune niciun cuvânt despre Ionatan. Asta știi ce înseamnă? Că a avut o poveste fără greșeală. 400 de oameni a ales Dumnezeu pe paginile Scripturii ca să ducă mai departe să scrie povestea lui și din 400, 317 au dat faliment. Decât 83 de oameni de pe paginile Scripturii, dacă ar fi să-i analizăm, sunt oamenii care au putut să scrie povestea fără greșeală. Dar știți ce-i mulțumit lui Dumnezeu în seara asta, în dimineața asta? Că există totuși gumă care șterge greșeală și guma nu este o radiere, este sângele de la Golgot. Dar ne întoarcem puțin la omul acesta, Ionatan, care a scris lucrurile acestea frumoase. Aș vrea să, în dimineața asta, Doamne, dar ce vrei să ne înveți pe noi de la Ionatan? Ce poveste putem să scriem noi de la Ionatan? Ce anume ne spune nouă Dumnezeu că l-a lăsat aici pe Ionatan? Apropo, știți cum îl cheamă pe Ionatan? Îl cheamă darul lui Dumnezeu. Și fiecare care sunteți aici, sunteți darul lui Dumnezeu. Pentru părinții voștri, pentru biserica asta, sau pentru Bucureștiul ăsta, sau pentru societatea asta. Eu nu sunt un dar pentru nevastă mea și pentru copiii mei. Sunt un dar pentru ceea ce Dumnezeu a lăsat în jurul meu. Și dumneavoastră sunteți la fel. Uneori am fost undeva la o biserică și a vrut să mă mai ia și alții și... În fine, și un pastor tot trăgea de mine să rămână acolo și unul a zis, mă, dar nu putem, zice, să rămână numai la noi. Că, zice, omul ăsta trebuie să fie un bun public. Și aia sunteți fiecare de aici. Darul lui Dumnezeu pentru societatea aceasta. Ce putem noi să învățăm din povestea acestui om extraordinar? Și primul lucru pe care vi-l spun în dimineața aceasta este următorul, care îl învățăm de la Ionatan. Chiar dacă nu voi avea succes, eu voi merge mai departe. M-ați înțeles? Chiar dacă nu voi avea, că noi știți ce spunem, păi merg mai departe, dacă voi avea succes, dacă voi avea victorii. Dar știți cum începe povestea lui Ionatan? Începe cu o zi de presiune, începe cu o zi de luptă și după ce Saul a gafat și s-a amestecat, că Saul, Dumnezeu l-a pus să fie împărat și el a vrut să fie popă, că dacă Dumnezeu te-a pus pe tine, acum nu se supără cineva, să cânți la clapa aici sau să filmezi, dar nu te băga să și predici. Că s-ar putea, cine știe, dacă Dumnezeu te-a pus pe tine nevastă să fii ascultătoare, nu te băga să-i faci tu schițe de predică lui bărbatii tău și să-i spui nu știu ce lucruri să spune el în biserică. Dacă Dumnezeu te-a pus într-un loc anume, nu te băga în chestii de-astea. Și Saul, dintr-o dată, cu o aroganță se bagă. Ei, imediat cum se bagă, harul lui Dumnezeu a plecat, că noi știm cu toții de la el, și imediat la graniță îi apar filistenii care se împart în trei cete și vin filistenii ăștia și-l atacă. Și în vremea aceea Saul avea o oaste destul de mică, spune că avea vreo 600 de inși și când tot teritoriul evresc, de ce l-a pus Dumnezeu pe Saul împărat? Ca să apere Israelul, e corect ce vă spun eu. Și că el, în loc să apere Israelul și teritoriul evresc, v-am citit aici în Biblie că spune că Saul împreună cu 600 de persoane stătea sub un rodiu la Migron. Unde om fi încăpus 600 de oameni sub un copac? Eu nu înțeleg cum e chestia asta. Dar Biblia o spune, 600 de inși la înghesuie. Și știți ce m-am gândit? Păi când e vorba de umbră, 600 de persoane. Dar când e vorba de arșiță, de transpirație pentru Dumnezeu, de luptă pentru Dumnezeu, sunt puțini. Când e vorba de cum să vă spun eu, de a sta cu mâinile în semn de respingere, când limbajul trupului ăsta este semn de respingere, să știți. Și eu fac greșeala asta, fără să-mi dau seama. Când este vorba ca să stai, nu știu, bun, să lucrezi ca un câine sub căruță, știți cum lucrează câinii sub căruță, da? Când e vorba să... O înghesuială peste tot. Ia uitați-vă dumneavoastră când e vara, cu un singur copac, toată lumea pe sub el. Toată lumea vrea ca să trăiască o viață de asta confortabilă. Și vedeți, în fața conflictului era și Saul, era și armata și parcă nici nu-i păsa că sunt cei care sunt în apropiere dușmanii. Și așa toți îl batjocoreau. Și așa toți îl batjocoreau. Știți ce făcea Israelul când era batjocorit de filisteni și atacat? Israelul se ascundea care pe unde putea. Din Israel, unii din nefericire treceau în tabăra adversă. Din Israel, din cauza că nu era cineva care să le fie model, toți copiii erau amenințați de filisteni și viața lor devenise searbădă. Același lucru este și în biserică. În momentul în care toată lumea stă confortabil, toată lumea stă la umbră, toată lumea nu este angrenată, știți ce se întâmplă? Biserica și mai ales tinerii și copiii de aici trec în partea cealaltă. Și câte unul? Ați auzit de câte unul care trece în partea cealaltă? Și din ce cauză? Că Saulii se bag uneori la umbră.
Noi avem de luptat, avem atâtea lupte de dus în 2018, în 2019, iertați-mă, avem o mulțime de lupte dus cel puțin în problema familiei, în problema cu transgenderii, în problema cu toate nenorocirile astea posibile, nu numai cu homosexualii, cu corupția, cu toate păcatele din jurul nostru, cu hedonismul, că am început inclusiv în biserici, vrem să arătăm bine, a venit selfie-mania peste noi și vreau să spun că o persoană care este nebunit de selfie-manie, uitați-vă la pozele pe care le postăm, tot timpul noi să fim în ele. Noi să fim în ele. Dacă apare un răsărit de soare, să fiu acolo, să țiu soarele în mână. Dacă mi-am luat o rochie, trebuie să etalez rochia aia. Dacă am văzut nu știu ce, tot timpul trebuie să fim acolo. Și știți ce? Când ne preocupăm prea mult de noi, uităm să ne preocupăm de ceilalți. Poate că altă dată vă vorbesc despre chestia asta, dacă mai vin pe aici. Dar vedeți, atâtea probleme, tehnologia asta care modernă, care ne-a zăpăcit, ateismul care este în lume, divorturile, avorturile, atâtea lucruri cu care noi avem să luptăm. Și știți ce facem? Ne-am băgat sub rodiu de la Migron. Dumnezeu să ne scoată de acolo. Dar știți care este problema? Că la umbră, acolo unde, nu știu, așa se conservau la umbră, dar țineți minte că cine se conservă se și fosilizează, da? La umbră, acolo unde nu era o viață de-asta decât orizontală, nu era o viață verticală, la umbră, acolo se trăia în două luntri, aș putea să spun. Și ce ziceți, biserica poate să trăiască? Adică să vină ei să fiu fierbinte, să cânt. A cântat băiatul ăsta Andrei, sau nu știu cum îl cheamă, aici, a cântat excepțional. Eu am plâns acolo, dar aici plâng, Doamne, mă bucur, și când mă duc acasă, intru pe celelalte tărâmuri. Se poate lucrul ăsta? Nu se poate. Sora zice că da, se poate. Unii fac, dar aia nu-i creștinește. Acum, vedeți dumneavoastră, Israelul nu numai că nu lupta, dar nici măcar nu aveau arme. Dacă citiți puțin mai sus, zice, pe vremea aia în Israel, n-aveau sabie decât Saul și Ionatan. Păi cum să lupt, Doamne, zice, că nu mai am armă. Păi da, n-ai armă. A fost o vreme de presiune și... ce să faci? Filistenii au venit, s-au pus între două piscuri, una dintre ele, care se numește boțeț, înseamnă ceva alb, adică ceva de strălucitor, la care nu te poți apropia, și cealaltă, care se numește senei, este un tufiș spinos, și adică este un loc prin care nu poți să treci, Doamne, te orbește, e spinos, n-ai cum să treci mai departe. Că asta face dracul astăzi, își pune tot felul de tabere, ca să zicem, nu mai putem să trecem mai departe. Și acum, hai să ne întoarcem aici. Dar vine o zi când un om care se numește Ionatan, care este darul lui Dumnezeu. În timpul războiului ăsta fals, când nimeni nu făcea nimic, vine un om, știți? Vine Ionatan ăsta și spune, eu o să pornesc în acțiune. Și spune celui care îi dăducea armele, vei merge? Hai să mergi cu mine să-mi duci armele. Și știți cum spune? Că eu m-am stat pe ăsta, zice, poate că Dumnezeu. Păi cum adică? Ce-a spus tinerii de dimineață când a citit acei băiatul ăsta și a citit psalmul ăla, că mă îndrept ochii spre munți și de ajutorul vine de acolo. Și noi spunem, bine, asta e mai lui Dumnezeu. Cum adică să spui poate? Dar știți ce a venit și a spus, și asta mi-a plăcut foarte mult, trebuie să înțelegem. Poate, nu știu sigur dacă vei avea succes, dar eu voi merge mai departe la luptă. Dar de ce să mergi la luptă, Ionatan? Pentru că asta este datoria mea. Nu știu ce se va întâmpla, dacă se vor pocăi oamenii de la mine din bloc, de la mine din facultate. Nu știu dacă se vor pocăi părinții mei sau copiii mei. Nu știu dacă se vor pocăi toată România, tot Bucureștiul, președintele Iohannis, care face dândănilă astea, dădăncilă, care fac o grămadă de gafe. Nu știu dacă se vor pocăi, dar eu știu ce trebuie să fac. Eu trebuie să-mi fac datoria și să mă duc mai departe să-l vorbesc. Dar frate, dar dacă vor râde de mine că nu știu să predic, fă-ți datoria. Dar dacă nu vor, dacă nu cânt bine, dar dacă sunt nu știu cum, dar trebuie ca să-ți faci datoria. Că Dumnezeu la asta ne-a chemat, ca să ne facem datoria. N-a fost o aventură, aș putea să spun aici, din partea lui Ionatan. El ar fi putut să stea liniștit pentru că era fiul de rege, dar a spus, nu, eu nu-mi permit ca Israelul să fie atacat și eu să nu-mi fac datoria că m-a chemat Dumnezeu ca să-i fiu un popor de preoți. Că Dumnezeu a chemat Israelul și a spus, voi veți fi o națiune preoți pentru ceilalți. Și Israelul a s-a dus în mocire la fel ca ceilalți. Și după aceea Dumnezeu, pentru că Israelul a decăzut, ne-a ales pe noi biserica. Și noi să dormim la fel ca Israel. Și noi să dormim ca ceilalți. Nu știu cu ce te confrunți, dar vreau să spun în dimineața asta că trebuie ca să mergem mai departe. Nu pot să garantez că vei avea un succes mare, dar trebuie să mergi înainte pentru că asta este incursiunea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dar dacă mă voi face de rușine, dar dacă vine și spune la ureche cel care ducea arcul, a zis, știi ceva, Ionatan? Dar dacă te vei face de râs, mă, dar dacă aude Saul, mă, dar dacă aude popor, mă, dar... Și a spus, taci din gură, chiar dacă va râde cineva de mine. Eu știu că îmi fac datoria lui Dumnezeu. Sunt în metrou și citesc din Biblie și râde alții de mine.
Îmi fac datoria lui Dumnezeu. Mă iau peste picioare oamenii că le predic, că le vorbesc despre Hristos, că le spun nu-i bine să divorțezi, nu-i bine să curvești, nu-i bine să-ți bați nevasta, nu-i bine să faci nu știu ce, și te iau în râs oamenii la facultate că ești încă virgină, te iau în râs tinerii că tu n-ai pipăit o fată și ai 24 de ani și ești atât de pudică, ți-e rușine că pui mâna la ochi când deschizi internetul. Te iau oamenii în râs, da, dar faci voia lui Dumnezeu. De atâtea ori au râs oamenii de mine. Și de atâtea ori poate că au râs și oamenii de voi. Dar am spus, Doamne, dar voi merge înainte pentru că eu vreau să-mi fac datoria față de Tine. Nu știu dacă voi avea succes. Le-am predicat din 2009 până în 2019, vă dați seama, de 10 ani la școală, le-am predicat la elevi, cum vă predic voi aici, au plâns în amfiteatru. Au făcut atâtea lucruri, s-au pocăit foarte puțini. Și la un moment dat am spus, dar renunț, nu pot să merg mai departe. Și Dumnezeu a spus, bine, păi dar și eu am predicat la atâția și nu s-a pocăit decât în harul de pe cruce. Pentru că mi-am făcut datoria, a spus Hristos. Și în dimineața asta vreau să învățați. Nu știu dacă veți avea succes uriaș, dar voi să vă faceți datoria. A spus Ionatan, este de datoria mea să lupt, o să mergi împreună cu mine, eu o să câștig, o să mergem înainte. Acum, ceea ce, vedeți, la un moment dat vin cei trei tineri în Valea Dura acolo și spune, mă, dar puneți genunchii jos. Azi, noi punem genunchii jos. Datoria noastră este să slujim pe Dumnezeu. Dar poate Dumnezeu vostru, poate Jehova să vă scoată de acolo dintr-un cuptor de foc? Și a spus, nu știm dacă poate. Dar noi știm că datoria noastră este să nu ne închinăm. Nu știu dacă Dumnezeu mă salvează, nu știu dacă Dumnezeu mă scoate, să zic, din cancer, dacă mă scoate din închisoare, dacă mă scoate din martiraj, nu știu. Dar datoria mea este să rămân fidel până la cap. Asta să faceți. Și asta trebuie să facem. Atâți oameni care au dezertat. Îi spuneam fetei mele cele mari acum de dimineață, pe drum, îmi spus, tată, la noi în stadă când m-am pocăit eu, s-au pocăit peste 100 ceva de persoane. Și când ne ducem la biserică, îi numere pe degete de la mână. Nu vin. Datoria este să luptăm mai departe. Și uneori vin oameni și spun, mă, dar n-ai investit prea mult, mă. Dar nu te chinui prea mult, dar n-alergi, mă, ca un disperat de acolo până acolo. Dar nu dormă câteva ore, da. Dar datoria mea este ca să fiu slujitorul lui Dumnezeu. Vedeți? Uneori se poate întâmpla și partea cealaltă. Că noi știm că Dumnezeu ne apără, da? Dar nu întotdeauna. Uneori Dumnezeu ne lasă să primim pietre în cap. Că gândiți-vă la Ștefan, că la un moment dat le vorbea Ștefan despre Hristosul răstignit și încep să vină pietre spre el și el să uite spre cerul și ar fi putut să spună, Doamne, dar pune-mi o protecție ceva, Doamne, oprește-i pe ăștia, așa cum ai oprit ca femeia păcătoasă să fie ucisă cu pietre, ai oprit și pe mine care sfânt, nu oprești. Și Dumnezeu n-a oprit, că uneori Dumnezeu acceptă și lucrurile acestea de martiraj. Dar știți ce a spus Ștefan? Eu mi-am făcut datoria, Doamne. Eu mi-am făcut datoria și Pavel a spus, eu mi-am făcut datoria, Timotee, să-mi aduci Biblia aici în închisoare și dacă cumva voi muri, să le spui fraților în biserici că mi-am sfârșit alergarea. Nu ți-ai sfârșit alergarea. Mai până la capăt. Ești tânăr. Și chiar dacă ești o persoană mai în vârstă, încă n-ai terminat ceea ce vrea Dumnezeu să scrie poveste cu dumneata. Să vă ajute Dumnezeu să nu renunțați niciodată. 600 de oameni avea Paul, ăsta Saul, și erau puțini. Dar vine la un moment dat Ionatan și spune, mă, și 600 sunt puțini. Pentru că ăștia sunt câte frunze și iarbă dușmanul și e mare. Dar noi doi, poate că Dumnezeu se poate folosi și de un număr mic, Dumnezeu se poate folosi, știți, noi ne gândim, Doamne, Dumnezeu ne ascultă numai rugăciuni uriașe, ne îndeplinim și numai proiecte uriașe, dar Dumnezeu e și Dumnezeu mărunțișurilor. Este și al boabelă de rouă. Țineți minte când v-am spus data trecută. Dumnezeu ascultă toate lucrurile astea. Da, dar dacă... Dar indiferent că primesc aplauze sau ocară, eu merg înainte. Că sunt sub reflectoare sau în anonimat, eu trebuie să merg înainte. Voi trebuie să mergeți înainte. Spune în Ezechiel în capitolul 3, acolo de la 4 la 7, zice, te duce și le vorbești casei lui Israel și zice, nu o să te asculte, zice, negreșit. Și după aceea zice, du-te și ai să te duci la neamuri și negreșit o să te asculte. Și acum, adică cum să mă duc? Că dacă nimeni nu mă ascultă, da, datoria ta este să te duci să vorbești. Dar datoria ta și a mea este să te duci să lupți. Amin? Amin. Nu te ascultă, poate că ești mai în vârstă. Acum voi sunteți tineri și aici, da, dacă sunt persoane mai în vârstă, cum adică nu te ascultă tinerii? De l-ai chemat vreodată acasă. Haideți să dăm așa un exemplu pentru cei care sunt mai în vârstă. E cineva, vreo fată sau vreun băiat, cum am auzit acum, zice, vrea să se căsătorească. L-ai chemat vreodată acasă sau undeva să te duci să stai la o prăjitură cu el sau cu ea, dacă ești femeie cu ea sau... Poate e mai greu așa ca bărbat. Și să-i spui experiențe din viața dumneata? Nu te ascultă?
Și să-i spui experiențe, măi, uite, așa am făcut, uite, o experiență care a lucrat Domnul cu mine. Sau să vii și să-i spui unei fete, uite, uite ce greșele am făcut eu înainte să mă căsătoresc, sau ce greșele am făcut în timpul căsătoriei, tu nu trebuie să le faci. Uite ce, uite ce greșele am făcut eu ca bărbat în timpul căsătoriei cu soția mea, tu nu trebuie să le faci. Asta trebuie să facem și asta trebuie să faceți voi cu alții, cu tinerii care vin în urmă, cu generația asta digitală, da? Care vin în urmă și deja voi sunteți puțin mai mari și deja nu îi acceptați pe ăștia care sunt acum de 13-14 ani, așa cum pe voi nu vă acceptă alții care sunt de 40. Pentru că se schimbe generațiile, dar noi suntem în tot o echipă. Și nu vreau ca să mă îndepărtez de aici. Știți ce a făcut Ionatan? Că n-am timp ca să vă spun toate lucrurile. Ionatan, în momentul în care a plecat la luptă, îi spune cel de lângă el, cu orice risc merg și eu cu tine. Că dacă unul singur păstrează loialitatea față de Dumnezeu și celălalt de el, știi ce spune? Cu orice risc merg cu tine. Dar problema este ce văd ceilalți? Că dacă ești căsătorit, că unii probabil sunteți căsătoriți sau vă căsătoriți, ce zice despre tine soția ta? Da? Sau soțul tău, când îi spun eu merg mai departe cu orice risc, ce zice, merg și eu cu tine? Așa ar trebui ca să fie lucrul ăsta. Și acum, haideți să vedem ce se întâmplă. Merg și eu cu tine și influențează și se duce și câștigă bătălia, că nu mai citim, și bătălia este o bătălie de răsunet în ziua aia. Evrei care n-aveau arme câștigă un război. Îl impulsionează pe David și pe 600 de ăia adormiți. Că așa vine trezirea spirituală. Când cineva spune, când toți cad, eu rămân în picioare. Când toți fug înainte, eu merg. Când toți fug înapoi, eu merg înainte. Și a venit trezirea și știți care a fost problema? Spune Ionatan, este datoria mea ca să apăr poporul lui Dumnezeu și eu nu-mi permit să stau sub un rod, eu nu-mi permit, zice, ca mai departe filistenii să-și bată joc, eu voi ieși la luptă și prin faptul că a ieșit un om, a trimis Dumnezeu groaza, să zicem, în toți vrăjmașii și Israelul, toți după aceea au ieșit la luptă. Pentru că în funcție de tine, așa vor lupta și cei de lângă tine. Așa că să mergeți înainte. A fost o zi obișnuită în care nu se anunța nimic, dar a fost un om acolo care a spus, nu știu cât dacă voi avea succes, dar eu vreau să-mi fac datoria. Să vă faceți datoria față de Dumnezeu. Amin? Și față de oameni. Al doilea lucru care îl învățăm de la omul acesta de succes, de la Ionatan, este că prietenia este o inimă care bate în două trupuri. Dacă dăm câteva pagini aici în 1 Samuel, în capitolul 20, vedem că abia s-a sfârșit lupta pe care a dus-o David cu Goliat și la un moment dat apare Ionatan acolo, la un moment dat apare Abner și cu Saul. Cine e ăsta, măi? Zice ăsta, nici eu nu știu cine e tânărul ăsta. Și când vine Ionatan, dintr-o dată știți ce spune? Că inima lui, că sufletul lui, i s-a lipit de sufletul lui David. Știți de ce? A spus, ăsta e mănușă, mă. Ăsta este la fel ca mine. Tatăl, noi știm că Saul era un om rău, un om ranchinos, un om invidios. Ionatan este poziția inversă și nu pe unde se ducea găsea numai. Dar a spus, ăsta e ca mine și eu trebuie să fac echipă cu el. Și dintr-o dată au venit prieteni. 18:1 spune, și-a lipit sufletul de el. Apoi mai departe zice, l-a iubit ca pe sufletul lui. Știți cine unesc două suflete? Cine credeți că unesc două suflete? Duhul lui Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu unesc două suflete. Pentru că ambele aveau Duhul lui Dumnezeu în ele. Și când l-a văzut Ionatan pe David, a spus, eu acum mă văd pe mine. Ăsta este mănușă pentru mine. Și dintr-o dată ei găsesc o prietenie extraordinară. Și îmi doresc să găsiți prietenii de oameni sfinți. Cei care vă căsătoriți, să vă căsătoriți cu sfinte sau cu sfinți. Cei care v-ați căsătorit. Dacă v-ați căsătorit sfinți și acum sunteți mai puțin sfinți, e un bai. Dacă sunteți fete aici măritate și cel cu care voi v-ați căsătorit înainte de nuntă era mai sfânt decât acum, e o problemă. Sau dacă sunteți băieți aici cu fete, invers. Mă înțelegeți? Să fiți sfinți, să vă căutați prietenii aceștia sfinți, să vă căutați oamenii care sunt curajoși, care vă învață cum să înălțați, să zicem, zmeu în necazuri sau să vă deschideți aripile în necazuri. Să fiți niște oameni care căutați pe cei jertfitori, să alergați, pentru că noi nu putem să alergăm decât cu prietenii împreună, nu putem să alergăm, să spunem, la nu știu ce, nu vorbesc de potop de desfrut, dar nu știu alte lucruri care nu sunt după planul lui Dumnezeu. Nu putem, pentru că noi nu alegem prieteni după criterii, după portofele, după înțelepciune, după nu. Nu. Și noi ne alegem prietenii, știți, după ce? După inimă. Cine are inimă ca noi? Se roagă ca noi, postește ca noi, iubește ca noi, suntem prieteni cu ei. Și Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Vedeți acum un prieten, da?
Un prieten este cel lângă care rămâi oricând. Și acum mă gândeam așa, mă, dacă oamenii mă iubesc pe mine pentru ceea ce, numai pentru ceea ce fac, eu să zic să predic sau să scriu sau altceva, dacă mă iubesc este o problemă, dar știți când am eu nevoie și când aveți nevoie de prieteni? Atunci când trecem prin necazuri, atunci când trecem prin încercări. Pentru că prietenii nu se văd, că noi avem mii de prieteni unii dintre noi pe Facebook, nu știu pe unde, și când vine încercarea se văd prieteni. Când unul dintre prietenii mei buni din România a trecut printr-un șoc, foarte mulți oameni s-au îndepărtat de el și vine cineva și îmi spune, dar zice, tu nu pleci? Păi am spus, cum să plec? Tocmai acum când are probleme? Păi el acum are cea mai mare nevoie de mine. Adică, vedeți, prietenul este, spunea o sintagmă la un moment dat, prietenul este cel care îți cântă muzica atunci când tu ai uitat versurile. Prietenul este, așa cum am văzut aici între oamenii aceștia, da? Prietenul este cel care te protejează. Spune la un moment dat fratele Pustan, zice Ionatan, este un prieten care protejează. În Efeseni, în capitolul 6, voi știți că avem armurile, armura lui Dumnezeu și toate e în față și spatele este gol. De ce este gol? Și noi spunem pentru că e Duhul Sfânt în spate și ne apără, nu? Dar în spate trebuie să-mi fii tu prieten să mă aperi. Și în spatele tău trebuie să-ți fii o prieten. Că la Termopiles, când se luptau spartanii, știți cum câștigau 300 de spartani cu mii de oameni? Stătea spate în spate unul cu altul. Și spatele și-l acoperau unii la alții. Și vedem aici în ipostaza aceasta, în povestea aceasta, că omul acesta, Ionatan, i-a ținut, l-a protejat pe David, i-a ținut spatele tot timpul. Dar Saul era plin de mânie, arunca cu sulița după el, vrea să-l omoare și Ionatan vine și îl înștiințează. Era tatăl lui, ar fi trebuit el să fie rege și vine și spune, spus, este prietenul meu, îl iubesc ca pe sufletul meu. Dacă moare David, zice, am murit eu, dacă pățește ceva David, am pățit eu. N-am cum, investesc în el. Am avut un prieten, acum s-a mutat în Giurgiu, a stat undeva aici în drumul taberei și mai veneam din când în când la București la el și la un moment dat îmi spune, măi, noi nu suntem acasă, dar uite, când vii data viitoare, fă-ți o cheie de la casa noastră și tu intri de câte ori vii în București fără să ne spui, poți să intri și să pleci. Asta înseamnă prietenie. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim niște prieteni, să vă încurajați prietenii. Și acum haideți să vă arăt ceva frumos care spune în capitolul 18 ce face Ionatan. Face un legământ cu David și în momentul în care face legământul cu David și ce spune mai departe? Deci s-a dezbrăcat de mantaua lui și l-a îmbrăcat pe cine? Pe David. Păi zis, mă, Ionatan, dar mantaua pe care ai tu este mantaua de prinț, mă. Dar de ce i-ai dat-o lui David? Păi zis, da, este mantaua de prinț, dar Dumnezeu nu m-a ales pe mine să fiu rege. Dumnezeu l-a ales pe David să fie rege. Eu știu lucrul ăsta, eu știu că nu voi fi rege, eu știu că Saul se opune cu încăpățânare, eu știu că Saul, că ăsta era, Ionatan era întâiul născut, eu știu că Saul vrea ca să duc eu mai departe Israelul, dar Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să duc Israelul, Dumnezeu l-a chemat pe David și a spus, David, iei mantaua asta. Păi zice, cum eu care sunt un ciobănaș cu nu știu ce haine, numai de oaie, a spus, da, tu vei purta mai departe mantaua aceasta de rege, tu vei fi rege. Ai vrea să fim sinceri? Am vrea ca să dăm mantaua noi, mantaua de Ionatan după noi, la Davizi din jur? Păi uitați-vă când se ridică cât un tânăr, așa e că îi se dă mantaua. Sau când se ridică altul, nu neapărat tânăr. Așa e, când se ridică cineva, așa e că se dă mantaua. Voi știți ce trebuie să faceți? Trebuie. De ce îi dai mantaua? Pentru că zice, nu este problema mea, nu este în interes viața mea a lui Saul. Nu este în interes, aici este interes împărăția lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu l-a ales pe David și el va duce mai departe mantaua. E ceva extraordinar. Asta face prietenia. Știe să privească pe celălalt mai presus decât el. Știe să se dea un pas în spate. Priviți astăzi în biserici, foarte mulți oameni, unde vor să stea? Numai sub reflectoare, numai pe prima pagina revistelor, pe prima pagina a internetului. Tot să conducem, să dirijem, să zic și eu ceva, să fiu și eu băgat acolo. Îmi spune cineva la o fată, onora unuia dintre bătrâni, tot timpul vrea să fie în față. A zis, bă, dacă și socră mi-a, trebuie să fie și el acolo, mă, chiar dacă ai condus tu și el n-a făcut nimica, măcar să fie și el acolo. Dar de ce să fie acolo? Mă înțelegeți? Noi nu știm, noi nu prea mai vrem ca să mai fim hurii ăștia. Adică hur, știți, care a stat tot timpul și a sprijinit mâinile lui Moise. Și Dumnezeu, țineți minte ce vă spun, Dumnezeu hotărăște cine conduce în biserică. Când ridică Dumnezeu pe cineva, că spune la un moment dat David, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul lui Israel. Dar bine mă, dar a greșit. Da, dar Dumnezeu l-a ridicat și Dumnezeu este cel care îl dărâmă. Și acum noi trebuie să învățăm principiile astea. Și de-aia venim aici la
la biserică. Asta să le învățăm. Și noi când ne uităm, că vreau să vă spun lucrul acesta, noi în momentul în care ne uităm așa prin biserică, o vedem uneori goală, o vedem poate că slabă, fără suflu, da? Dar de ce toate lucrurile acestea? Vreți să vă spun de ce? Vreți să vă spun de ce? Pentru că oamenii de-aia nu mai vin la biserică și nu onorează, nu oferă autoritate. Când se duce un păstoraj din România care, cum să vă spun, n-a vindecat în viața lui o măsea în România. Și asta se duce până în Africa și când vin negrii ăia până cărucioare și cu boli și când se ridică și spune in Jesus name și când strigă și se ridică ăia din cărucioare, rămâne uimit. Cum adică mă s-a vindecat în Africa? S-a ridicat, a ieșit de nu știu ce boală și în România el n-a vindecat nici măcar o gripă sau o durere de măsea. Dar știți de ce? Știți de ce? Pentru că oamenii ăia dau autoritate. Eu am fost de foarte multe ori în biserici de romi în România și am o relație destul de bună cu ei și am văzut oamenii aia care îți oferă autoritate. Și oamenii aia se pocăiesc și oamenii aia se schimbă. Și țineți minte ce vă spun. Cea mai mare expansiune între pocăiții din România o au țiganii, fraților. Să țineți minte asta. S-a dublat între 2002 și 2012 și s-a triplat aproape până acum. Știți de ce? Că oamenii aia dau autoritate. Și noi am început să ne uităm așa la altică din avioane. O, cine e Nicu Jean? O, sunt pastorul, nu știu ce biserică. O, sunt în diaspora, dar eu conduc, nu știu. O, cine este Tony, mă? Cine este cu tare? Nu mai vreau să dau nume aici. Cine a venit? O, nu, că sunt... Și nu se dă autoritate. Și rețineți, când nu se dă autoritate, Dumnezeu nu intervine. Că Dumnezeu de-aia își folosește uneltele lui. Și acum, haideți să trecem puțin mai departe. David a primit la un moment dat că a primit mantaua asta și spune așa, este în interesul lui Israel ca David să aibă mantaua și dau și sabia, zice, de ce? Că e interesul lui Israel ca David să aibă sabie, că el trebuie să lupte, că el stă în fruntea poporului. Și acum fiți atenți ce face David după aceea. Câștigă David războaie. Mai a avut vreun viteaz cineva vreodată după aceea? Dar știți de ce? Că a știut Ionatan la un moment dat să-l investească. Nu știu dacă Ionatan, că Ionatan a știut, nu știu dacă voi avea succes, de un fac datoria. Dar a spus David, știu sigur că va avea succes. Este unsul lui Dumnezeu și îi predau, îi pun armele la picioare, i-a dat hainele, i-a dat brâu, i-a dat tot și l-a îmbrăcat. Și asta a făcut inclusiv Hristos. Că Hristos îl vedem că de două ori se dezbracă în noaptea înainte să fie răstignit, se dezbracă la un moment dat și spală picioarele celorlalți. După aceea se dezbracă și lasă haina lui dintr-o țesătură la cruce și nici azi nu știm unde e. Și știți de ce și-a lăsat haina? Ca să o îmbraci tu și cu mine și să o ducem mai departe. S-a dezbrăcat Hristos ca să mă îmbrace pe mine. S-a dezbrăcat Ionatan și a spus, tu ești un cioban, David, dar de astăzi tu o să ai haină de rege. S-a dezbrăcat Hristos și a spus, Nicu Geantă, ești o ligioană, un lepechiurcă, cum zic maramureșenii, din sub Carpații Curburii, dar eu o să te ridic pe tine. Eu o să te îmbrac cu o haină imaculată, cum spune la un moment dat în Ezechiel, acolo când se spune despre un preot care era murdar și satana tot îl murdărea și Dumnezeu a venit și a spus, eu nu țin cont de murdările satanei, îl îmbrăcați cu haine albe și Hristos ne-a îmbrăcat cu haine albe. Să îmbrăcați pe cei din jurul vostru, să le dați putere, să luptați pentru ei. Și ce face la un moment dat? Află că trece prin situația aceasta de urmărire și este gata să moară și la un moment dat trebuie să se despartă David de Ionatan. Și când se desparte, spune în capitolul 20 că David a plâns cu hohote, nu se mai putea opri și se duce în fața lui Ionatan și spune, zice, arată-ți dragostea pentru robul tău, că tu dacă mi-ai dat mie haina și m-ai făcut rege, eu-s robul tău. Că eu dacă am ajuns în fruntea poporului, eu sunt robul tău, eu sunt robul vostru, eu trebuie să vă slujesc, eu trebuie să fac, mă înțelegeți lucrurile astea? Și așa a plâns, a spus, dar cum să mă despart eu de Ionatan? Mi-am găsit prietenia, este atât de greu ca să mă despart. Asta spune 1 Tesalonicen 20 cu 41, au plâns împreună și mai ales David, așa spune Biblia, David mai ales se prăpădea plângând. Și vreau să vă pun o întrebare, de când n-ai mai plâns lângă un prieten? Sau ai un prieten pentru care plângi? Să ai un prieten pentru care ai plâns măcar vreodată? Eu vreau să vă spun sincer, dacă nu plângi pentru cineva când trece printr-o încercare, nu spune că ești prietenul lui. Îmi doresc din toată inima să fiți Ionatani, da? Poate că n-aveți Ionatani în preajmă care să plângă pentru voi, dar plângeți voi pentru alții. Și știți ce spune Biblia? Că prietenii își dau chiar și viața. Așa spune, că își dă și viața pentru cei de lângă ei. Acum,
Oamenii asta fac când e vorba de prietenie. Spune la un moment dat, în timpul unui război, un soldat american s-a dus în pe frontul inamic și a venit cu prietenul lui și când l-a adus, până l-a adus în tabără, a murit. Și vine generalul ăla și a zis: ce ai căutat, mă, bezmeticule, acolo? Atâtea obuze a trecut pe lângă mine, puteai să-ți pierzi viața, mă! De ce te-ai dus acolo să-ți risci viața? Nu știi că ăsta e ciuruit și e gata să moară? Și a spus: da, dar eu când m-am dus și m-am apropiat de el, el încă mai trăia. Și spunea: Bob, am știut că o să vii după mine. Am știut că tu nu o să mă lași aici. Vedeți? Am citit acum într-o zi că undeva într-un lagăr ăsta de concentrare pe care îl făcuseră japonezii, un fel de Auschwitz, undeva în Vietnam, a fost prins mai mulți soldați americani, vietnamezii, nu japonezii, au fost prinși mai mulți soldați americani, erau bătuți și, în fine, și când a fost războiul din Vietnam. Și într-una din zile au pierdut o lopată. Și a venit un ofițer și a spus: unde-i lopata, mă? A spus: mă, ne merg nicio voie, ați piti lopata pe undeva, că vreți să săpați la noapte pe sub zid, să evadați din lagăr, știi? A spus: scoateți lopata, dacă nu scoateți lopata în 5 minute, vă împușc pe toți. Pe toți, zici. Și a scos: ăștia nimic, nu știe unde e lopata, absolut nimeni. Și a trecut aproape 5 minute, a spus: mai aveți câteva secunde, dacă nu scoateți, cine a luat lopata, mă? Și unul mai pricăjit, așa, un echipercea, a ieșit în față și zice: eu am pierdut lopata. Și ăsta a tras în el, l-a împușcat, a căzut și a murit. I-a spus la ceilalți: luați să-l duceți în tabără, că zice, trebuie ca să-l îngropați. Și l-au dus prietenii lui târâși și când au ajuns la rastel să-și pună lopețile la rastel, au depistat că lopata nu era pierdută. Dar știți ce a spus ăsta? Păi decât să moară toți, mai bine să mor eu. Asta face prietenia. Asta face, n-am ajuns până acolo, dar asta au făcut o mulțime de oameni și și-au dat viața pentru Hristos. Și asta a făcut și Ionatan, a spus: decât să piară David, mai bine pier eu, decât să nu fie David rege, mai bine îl las pe el. Asta face prietenia. Asta e o poveste extraordinară, să fii prieten și să știi cum să-ți ridici prietenii. Apoi, al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm și eu, să fiu mai scurt, în povestea lui Ionatan, este că a început într-o luptă și a terminat într-o luptă. Ăsta tot timpul era în luptă. Ăsta n-a avut timp niciodată să spună: stai, mă bag și eu măcar acum sub rodiu ăsta, dacă voi ați sta 600, ieșiți și voi, stau și eu acum. N-a avut weekend, n-a avut... Deci tot timpul povestea lui este numai de vitejie, povestea lui este numai de războaie. Tot timpul s-a pregătit să lupte, tot timpul a fost în războaie, dar nu pentru el. Și în toate luptele a fost pentru Dumnezeu. Și noi ducem lupte, dar pentru cine ducem luptele? Pentru Dumnezeu? Sau luptele noastre proprii? Și vine o zi, vine o luptă, vine alta, și Ionatan, v-am spus, mereu prezent, a stat lângă tatălui până la moarte, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în 1 Samuel, în 31:6, spune că în ziua în care a murit Saul, răpus de filisteni, au murit și cei trei fii ai săi, printre care și Ionatan, a murit acolo. Și după ce a murit pe muntele Gilboa, într-o dimineață, vine și aleargă unul disperat între David și spune: bucură-te, David! A murit Ionatan, zice, a murit Saul, au murit vrăjmașii tăi, bucură-te! Știți ce a făcut Saul? Pe loc i-a tăiat capul. A zis: eu să mă bucur că a murit Ionatan? Eu să mă bucur? 13 ani nu s-a văzut. 13 ani a stat David pitit până tufișuri, până pustii, până păduri. 13 ani și a spus: eu să mă bucur că Ionatan a murit, eu să mă bucur că o să fiu rege, chiar dacă mă eu nu mă pot bucura, zice, pentru că inima mea bate la fel ca inima lui Ionatan. Și a murit omul acesta, viteazul ăsta, a murit Ionatan, fala lui Israel. Și se spune David, care a fost un poet extraordinar, se pune David și scrie și spune: a murit fala lui Israel Ionatan, să fiți blestemați munții din Gilboa, să nu mai cadă roa pe voi. A spus: nu ploaie, nici picătură de rouă, să muriți de tot, să vă uscați. Cum adică, zice, să moară? Le spune: nu plângeți, fetelor, nu bociți, nu vrem să audă filistenii, nu vrem să se audă în afara bisericii că s-a întâmplat ceva în biserică cu cineva. Nu faceți lucrurile astea. Și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, că am vrut să vă citesc textul ăla, spune: arcul lui Ionatan nu dădea greș niciodată. Când omul ăsta ieșea la luptă, întotdeauna nimerea țintă. Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni ca Ionatan. Acum mă întrebam aici pe bancă: Doamne, dar de ce îngădui ca să moară sfinții? De ce trebuie să moară Ioan Botezătorul? De ce trebuie să moară Pavel? De ce trebuie, Doamne, să moară Timotei, Petru? Să moară toți apostolii, că toți au murit ca martiri? De ce trebuie ca să moară
De ce a trebuit să moară atâția prin închisorile de la noi din România? Da? De ce a trebuit să moară Gafen cu pușcărie? De ce a trebuit să moară Radu Gir? De ce a trebuit să moară alții prin pușcărie? Și ce mi-a spus Dumnezeu? Mi-a spus în dimineața asta aici și de la Dumnezeu astea. Zice, oricum cu o moarte sunteți toți datori. Dar zice, Dumnezeu îngăduie ca să moară oamenii, ca să meargă credința mai departe. Că spune Sfântul Augustin că sângele martirilor este sămânță pentru creștinism. Și zice, am îngăduit ca să moară ei, pentru că povestea lor s-a sfârșit. Pentru că vreau ca să iau acasă. Și voi să le continuați mai departe povestea. Am îngăduit ca să moară Ionatan, zice, că povestea o duce David mai departe. Și o continuă David cu vitejie și mai mare. Și o alărgi împărăția. Și o vei duce tu mai departe. Că a fost în România asta pe vremea lui Ceaușescu, Richard Vumbră. Că a fost pe vremea lui Ceaușescu, Ferenc Bișchi. Că a fost frații noștri în pușcărie. Că a fost bătrânii care mai sunt și acum în viață și au dus credința ca să ajungă la mine și la voi. Și bătrânii mei, când eram noi mici și când voi nici nu existați, îi urmărea peste tot poliția, securitatea și cu Bibliile prin purbagaj și se rugau. Și când se ridicau oamenii ăștia de la rugăciune, Dumnezeu le răspundea. Uneori n-aveau ce să mănânce, spunea, Doamne, îți mulțumim pentru masa asta goală, Doamne. Și când deschideau ușa, găseau pachete de mâncare la ușă și te dea binecuvântări. Și Dumnezeu spune, a venit timpul să scrii tu o poveste, Nicu Geantă. A venit timpul ca biserica profite să scrie o poveste, nu numai aici, nu numai în Paris. Să scrii o poveste care rămâne în ceruri. Că vreau să vă spun în dimineața asta, că nu numai povestea asta frumoasă lui Ionatan am învățat noi, dar noi vom lăsa urme. Vom lăsa urme și vom scrie povești. Și mi-a plăcut, am spus, Doamne, de să încheia viața lui Ionatan. O poveste frumoasă, mă bucur că am învățat din ea. Și spune Dumnezeu, uite-te puțin mai departe, după ce a plecat Ionatan. După ce a murit, zice, s-a terminat povestea lui. Nu s-a terminat. Și într-o zi vine David și spune, mai e cineva din familia lui Ionatan căruia să-i fac un bine? Mai e cineva, zice, care să mă por cu el ca cu bunătatea lui Dumnezeu? Mai e cineva? Și vine Țiba și spune, da, Ionatan are un băiat de handicapat, îl cheamă Mefiboset, are picioarele lipite, nu poate să meargă, n-ai ce să faci cu el? Adu-l la masa mea, zice, vreau să mănânce la masa mea de împărat. Pentru că știți ce vreau să vă spun? Că binecuvântarea, că povestea care o lăsați aici se va duce mai departe prin copiii voștri. Că povestea care o lăsăm noi aici se duce mai departe prin voi. Că le spuneam într-o zi, dacă mor mâine și n-am decât 50 de ani, în urma mea o să rămâne copiii mei. Că începuse fora să scrie chiar mai bine ca mine. În urma mea vor rămâne alții, se vor aduna cioburi, sunt împrăștiat și eu și alții până de biserici. Și vor duce ei mai departe. Că să nu uitați, că nu trăiți povestea numai pentru voi. O trăiți pentru cei care vin după voi. Nu știm când va veni Domnul, poate că va veni curând. Dar dacă va întârzia, cum a întârziat până acum, voi trebuie mai departe să scriți povești frumoase. Ce poveste ai scris pentru Hristos? Ai scris poveste pentru El? Sau scrii doar pentru tine? Când scrii pe Facebook acolo și te tot grăbești că scriem de multe ori mai repede cu degetele, da, am început să, nu știu, folosim cel mai des degetele pe monitoare tactile. A cui poveste scriu? Pentru cine scriu? Sau dacă ar fi Dumnezeu să spună cum a spus povestea lui Ionatan, a spus, n-am găsit nimic în el. Și povestea asta frumoasă, povestea asta, zice, trebuie ca să o învățați voi. Ce ai scris, scris rămâne. Știți că spune Zaharia Stancu, într-o zi am ucis o vrabie. Și ce ai ucis, ucis rămâne. Ce ai scris, scris rămâne. Dacă ai murit și ai scris o poveste greșită, așa rămâne. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu în dimineața asta, că vreau să vă avertizez, că voi lăsați urme. Îi mulțumesc din toată inima, că Dumnezeu poate să șteargă dacă am greșit. Că fiecare creion are în spate o gumă și guma e să șteargă. Dar țineți minte, guma șterge atâta vreme cât e la tine. Că eu sunt profesor și am dat mii de teste. Am corectat la BAC, am corectat la profesori, am corectat la facultate, am corectat atâtea la studenți. Dar problema este când a ajuns povestea lor la mine, ei dacă n-au șters la timp, eu nu pot să șterg locul lor.
Dacă nu speli păcatele atâta vreme cât n-ai încheiat, să zicem, socotelele pe pământul ăsta, nimeni nu poate. Că iadul este un loc în care nimeni nu se schimbă, în care nu e nicio ușă și nicio fereastră, în care nu există niciun vizitator, în care nu este nicio mângâiere. Eu nu vreau să vă sperii și să vă spun lucrul ăsta. Eu vreau să vă spun că trebuie să vă ridicați și să luptați și să scrieți povești frumoase. V-am spus lucrul ăsta la începutul anului pentru că mai avem în față 300 și nu știu câte zile. Și trebuie la sfârșit să scrim povești frumoase pentru Hristos. Și să spună Hristos din ceruri, îl vezi pe Nicugeat, îl vezi pe Toni, îl vezi pe Andrei, îl vezi pe nu știu ce, nu vă zic numele aici. Îi vezi? Zice, n-am găsit oameni care să fie ca ei, ca și Iov. M-am gândit în dimineața asta, stând pe bancă, și cu asta ne oprim aici și o să ne rugăm, că într-o seară a venit John Wesley la un fel de hotel unde stătea. Bătrân, avea 80 ceva de ani. 300 de mii de mile a făcut călare pe cal. Unii dintre noi n-am făcut 300 de mii de kilometri cu mașinile. Asta știți cât înseamnă? Peste 7 ture jumate de pământ, de ecuator. A făcut călare pe cal și a venit într-o seară și erau oameni acolo și l-a urcat încet, încet pe scări și a spus, mă duc la rugăciune. Soția lui, pentru că soția lui a fost o femeie rea, când se ducea să evangelizeze, arunca cu pietre în el și îl vorbea urât. Nu i-au permis lui John Wesley ca să predice în biserici și predica pe afară, pe dealuri, pe dâmburi. Și s-au pocăit mii de oameni în Anglia și a adus Great Revival și a schimbat Anglia prin el. A schimbat fața întregii creștinism aproape pentru totdeauna. Și John Wesley în seara aia când a venit, l-a spus, mă duc la culcare că sunt obosit. S-a dus la culcare, s-a așezat în genunchi și dimineața el trebuia să iasă din cameră. S-a uitat la ceas, n-a ieșit. A trecut o jumătate de oră, n-a ieșit. A trecut o oră, n-a ieșit. Și oricat cineva a zis, dar ce-i cu John de nu mai iese? Și stătea la rugăciune și plecase la Domnul, ca și David Livingstone. Și s-a încreiat povestea lui pe genunchi. Toată viața a stat de vorbă cu Dumnezeul lui. Dar nu asta m-a uimit. M-a uimit că în momentul când l-a căutat prin buzunare și prin conturi, n-a avut decât 17 lire sterline. 20 și ceva de euro. 1 milion de lei. John Wesley, care a trezit Anglia. Și noi am strâns atâtea prostii și avem vârste mici. Ce poveste ai scris? Mașini, tancuri, avioane, ură, divorț, ceart, droguri. Ce ai scris? Tatuaje? Ce ai scris? Facebook? Ce ai scris? Ură, ceartă cu părinții, trântit ușa în nas, fug din alte biserici, n-ascult de nimeni. Care e povestea pe care ai scris? Sau o poveste pentru Hristos? Știți ce vă rog? Ne ridicăm în picioare. Și în dimineața asta vrem să-i facem lui Dumnezeu un jurământ că ne reînnoim povestea și scrierea. Și dacă e cineva aici care a scris greșit, Hristos îi șterge orice greșeală. Crezi lucrul ăsta? Adică noi credem, dacă auzim acum că cineva are diabol, un doctor la Târgu Mureș și ăla, dacă te-a dus în 3 boabe, vorba transilvanenilor, te-a făcut bine. Să mă duc în Ungaria să mă operez, sau în Austria, abar n-am cine să ia. Și am încredere că reușește operația. Și să n-am încredere că Dumnezeu reușește să mă schimbe. Ce ziceți? Este cineva aici dintre voi care în dimineața asta vrea să-și ceară iertare că a scris o poveste greșită? Să ridici o mână. Lăsăm capetele jos. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să stai cu mâna sus. Domnul să vă binecuvânteze. Și pe tine, și pe Dumnezeu, și pe tine. Sau dacă vrei să închei un legământ, să spui, Doamne, ajută-mă să fiu Ionatan, Doamne. Nu știu dacă voi avea succes, dar merg înainte, Doamne. Nu știu ce se va întâmpla mai departe cu Profides, cu biserice din București. Nu știm dacă vom câștiga toți oamenii, dar noi îți rămânem fidel ție. Dacă ești aici, cu mâna sus, ne ridicăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să fiți Ionatanii lui. Să aveți grijă de mefiboșeții care vin după dumneavoastră. Să știți să îmbrăcați pe David și într-o zi Dumnezeu să vă povestească acolo la gura focului, la soba din cel, să vă spună povestea tuturor. Intrăm în rugăciune, ne cerem iertare și de astăzi să scriți bine. Amin? Doamne, venim înaintea ta în dimineața aceasta și vrem să-ți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența ta.
Am știut din momentul în care am intrat aici, Doamne, că Tu o să ne dai un refresh astăzi. Că Tu o să ne aduci aminte că pe pământul ăsta noi am venit ca să fim la dispoziția Ta, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că Te folosești de noi. Sunt atâția oameni mai deștepți ca noi în România, Doamne. Sunt atâția oameni cu impact mai mare decât noi, Doamne. Și Tu vrei să Te folosești de noi. De niște oameni dezarmați care nu avem sămi. De niște David mici. De niște Ionatan, Doamne, neînsemnați. Doamne, a sosit ziua în care vrem nu numai să-ți declarăm că ne apropiem de Tine, dar în care ne cerem iertare că n-am știut cum să scriem, Doamne. Iartă-ne pentru toate greșelile care le-am făcut. Iartă-ne dacă Tu ne-ai chemat ca să scriem povești pentru Tine și am scris pentru cel rău. Că nu se poate, Doamne, că oricine nu scrie pentru Tine, scrie pentru diavol. Iartă-ne pentru ce ai scris, Doamne, în agenda aceea a mizerabilului care vine să-și bate joc de omenire. Spală cu sângele Tău, Doamne. Au fost tineri aici, Doamne, care au ridicat mâna sus și oameni în vârstă. Te rog în dimineața asta, Doamne, sângele Tău să curățească, Doamne. Te rog în dimineața asta, Duhul Tău cel Sfânt să coboare peste noi și ajută-ne mai departe să fim luptătorii destoinici, Doamne. Strigăm către Tine că n-avem către cine să strigăm și știm, Doamne, că chiar dacă nu vom avea succes uriaș, Tu ești alături de noi, Tu contabilizezi totul, Tu ți-aduci aminte de un pahar de apă pe care l-am dat, de o faptă bună măruntă, Doamne. Ascultă mai departe rugăciunile noastre, Doamne, în dimineața asta și ajută-ne să fim imaculați, Doamne. Că noi vrem să vedem împărăția Ta în toată splendoarea ei în ceruri, Doamne. Noi nu venim numai să ne aflăm pe drumul la biserică, noi venim că facem planul Tău. Și dacă bisericile se închid și dacă alții, Doamne, dau dosul, noi vom duce mai departe steagul lui Hristos. Te rog în dimineața asta, Doamne. Te rog să ne ajut să scriem povești frumoase. Să binecuvântez biserica de aici. Să binecuvântez pe Tony și toată echipa lui de închinare, Doamne. Doamne, să-i binecuvântez cu tot ce au nevoie, pământesc și ceresc, Doamne. Te rog să le dai mai departe, Doamne, nu numai planuri de viitor, dar să le dai victorii mărețe, Doamne. Și de că va trebui să suferim pentru Tine, să ne ajut să nu ne facem de râs. Mulțumesc că ne-ai vorbit în dimineața asta. Te rog să fii și cu mine, Doamne. Și mai departe, pentru că Tu ești Dumnezeu și eu nu pot să fac nimic, să ții biserica asta în mâinile Tale, Doamne. Să o porți până la adânci bătrâneți, să o duci pe aripi de vulturi și să o lași, Doamne, în fața tronului Tău de îndurare în ceruri și să ne bucurăm cu toți de veșnicie. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci de veci pentru toate. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Decât două lucruri vreau să vă mai spun, pe urmă las pe Andrei sau cine încheie aici. Dacă diseară la ora 17, că știu că nu aveți program, vreți să veniți la biserica punct, acolo la casa studenților, o să avem o întâlnire, vine fratele Viorel Iuga, este chiar o seară de tineret specială. Am fost aseară cu dânsul la Băleni, a vorbit vreo oră jumate, excepțional. Rar mai am auzit așa ceva, o problemă de familie. Așa că vă aștept cu toți. Știți, voi știți că eu merg la punct, da? Și acum vă aștept acolo dacă cineva vrea să vină. Și asta e un anunț. Și al doilea anunț, data trecută, când am venit aici, nu știu dacă am avut sau... Am ultima mea carte, adică a apărut în 2018, că ultima o să apară acum maxim 10 zile. Se numește Lui Dumnezeu îi place să lipească cioburi. Am la mașină câteva cărți, am și aici. Dacă cineva vrea, eu pot să vă ofer o carte. Să mergeți, să fiți ca David, să fiți ca Ionatan, să vă căutați parteneri, să slujiți și într-o zi să ajungeți în ceruri. Nu fără mine și nici eu fără voi. Amin.